Să rememorăm puțin câteva episoade din destinul tragic al regelui Mihai, destin tragic nu numai în tinerețe, ci și mai târziu. Sfârșitul comunismului n-a însemnat, din păcate, pentru majestatea sa și sfârșitul umilințelor la care a fost supus regele Mihai. Fostul suveran a încercat de 11 ori să se întoarcă acasă. Cei care au preluat puterea după decembrie 1989 au făcut tot posibilul pentru a-l ține departe de România. Poporul însă l-a iubit. În 1992 l-au așteptat în stradă 1 milion de oameni. Prima încercare de a reveni acasă a regelui Mihai a fost în 12 aprilie 1990. Guvernul român i-a retras însă vizele pe care i le acordase atât majestății sale, cât și însoțitorilor săi pe aeroportul din Zurich. A urmat a doua tentativă, chiar de Crăciun, în 25 decembrie 1990. Regele Mihai și regina Ana primiseră o viză pentru România valabilă 24 de ore. Discuții au fost multe pentru pregătirea acestor voiaje. Erau păreri foarte contradictorii. Regele Mihai s-a dus împreună cu întreg cortegiul regal să se reculeagă la mormintele strămoșilor de la Curtea de Argeș. Pe autostradă, un baraj de vehicule militare, tractoare și polițiști înarmați au oprit mașinile regelui. În 90 a fost destul de urât. Da, am fost la autostradă cu regele, am mers la Curtea de Argeș și am fost aproape arestați de tot felul de soldați, de polițiști, de muncitori. Foarte ciudată. Și am avut un Kalashnikov pus așa. N-a fost foarte plăcut. Cortegiul regal s-a întors pe autostrada spre Curtea de Argeș. Erau înconjurați de mașinile poliției. Tot aeroportul era păzit de așa numitele trupe USLA, unitățile speciale de luptă antiteroristă, toți îmbrăcați în negru ca niște ciocli, armați. Și atmosfera era extrem de grea. Maestatea sa a fost ca o statuie de piatră, s-a închis în el. L-am simțit îndurerat și în același timp cu o forță în el. De caracter nemaipomenită. În momentul în care generalul Rozenoveanu îl văd încă și acum cu o căciulă de astrahan gri, mi-a spus, zice, domnule, spune-i domnului Mihai că noi dorim să-l trimitem înapoi în Elveția. Pentru asta m-a dus un avion care este în spatele dumneavoastră. Dacă domnul Mihai nu acceptă, îl ducem cu forța. L-am întors la Geneva și a venit, nu mai știu cum îl cheamă, ambasadorul român, care mi-a spus același lucru, că dacă insist să vin eu acolo, o să închidă frontierele. Și că dacă totuși vin acolo, asta înseamnă că o să încurc toate lucrurile. Unanim s-a exprimat părerea că ar fi nepotrivită venirea regelui în perioada aceasta și așa tensionată în viața politică și când se declanșa campania electorală. Și deci decizia atunci a biroului CPUNE a fost să transmitem această părere a biroului CPUNE cu rugămintea să amâne vizita în România. Nu eu personal m-am opus. Ba chiar în legătură cu ce spuneați, eu cred că împreună cu Petre Roman, noi, receptând mesajul de înșelul de externe, ne-am exprimat acordul. Eu nu m-am opus deloc, necorect. Eu găsesc că felul în care a fost regele împins să vină atunci era foarte nepotrivit. A treia încercare de a reveni acasă a regelui Mihai a fost o reușită. În 26 aprilie 1992, autoritățile de la București îi permit majestății sale să revină pentru o vizită scurtă, de doar 3 zile. 1 milion de oameni l-au întâmpinat. Il y a eu un tel enthousiasme dans les rues, avec un million de personnes dans les rues, que le gouvernement a pris peur. Et après ça, c'était non. Et j'ai demandé à monsieur Iliescu, quand je l'ai interviewé, et il m'a dit que c'était une erreur. Nous n'aurions pas dû faire ça. Maestatea sa, regele, a spus, am cerut și am promis 3 zile, înțeleg să-mi țin cuvântul. Deci o probă de onestitate
supremă. Deși și-a respectat promisiunea, autoritățile de la București nu l-au mai lăsat să revină pentru următorii 5 ani. În decembrie 1992, majestatea sa anunță autoritățile de la București că dorește să petreacă în România Crăciunul. Condițiile umilitoare impuse de autoritățile românești îl fac să renunțe. În 14 aprilie 1993 are loc a 5-a tentativă. Regele își anulează o călătorie la Timișoara. Domnul Corneliu Coposu a fost împotriva voiajului pe care l-a întreprins majestatea sa în 1994, când a fost oprit la Timișoara. Se temea de o reacție foarte negativă și dăunătoare și prestigiului și chiar securității fizice a majestăților lor. Pe rând, în 1993 și apoi încă de două ori, în 1994, nu primește viza ca să intre în România. Bineînțeles că a suferit. Bineînțeles că a suferit, dar majestatea sa nu împărtășea decât foarte, foarte greu durerile pe care le avea. A noua tentativă are loc la 7 octombrie 1994. Regele Mihai și regina Ana sosesc un avion Air France cu speranța să primească o viză de intrare în aeroport, cum se proceda pentru fiecare călător. Oamenii au umplut aeroportul. Dinu Patriciu a fost singurul politician care a intervenit în favoarea regelui, degeaba însă. Această chestiune se discută, deci noi am primit aprobare pentru a lua salonul de primire, da? Unde ne-l așteptăm pe majestatea sa și dorim ca acolo să se discute această problemă și nu împiedicând traficul. Cuplul regal este acuzat de guvern de tentativă de intrare ilegală și este trimis înapoi în Elveția. În 24 octombrie 1994, primarul Timișoarei îl invită pe rege să participe la ceremoniile organizate la împlinirea 5 ani de la Revoluția din decembrie 89. Regelui a fost refuzată viza. Cea de-a 11-a tentativă a fost în noiembrie 1995. Regele Mihai a cerut viza pentru a participa la înmormântarea liderului PNCCD Corneliu Coposu, însă doar regina Ana și principesa Margareta sunt lăsate să participe.